grateful. Jürgen Falker, un leader di successo, un vincitore. În 1998 devine lider al Organizației Naționale de Tineret. Era un moment în care democrații aveau nevoie de un suflu nou, de un plus de energie. Anul 2000, Gheorghe Faltă este ales vicepreședinte al Consiliului Județean Arad. Începe experiența administrativă și un parcurs de succes. 2004, după o bătălie grea, Gheorghe Faltă a câștigat primăria Aradului. În singurul oraș din Ardeal dominat de stânga, lucrurile își reiau de acum mersul firesc. Ordine, investiții și dezvoltare. Ordine în primărie, ordine în oraș, acum! În 2008 refuză orice compromis populist și promite arădenilor doar că vor continua munca pentru oraș. Gheorghe Faltă recâștigă poziția de primar. O victorie detașată din primul tur cu 70% din voturi. Tot în 2008, la alegerile parlamentare, județul și municipiul Arad trimit 7 aleși PDL în Parlamentul României. E o victorie fără precedent în istoria partidului. Lucrurile bune se fac în echipă. În 2012, Gheorghe Faltă inițiază la Arad o alianță pentru victorie, Mișcarea Creștin-Liberală. Deschide partidul către societatea civilă și împrospătează radical lista consilierilor locali. Se dovedește o strategie de succes. Gheorghe Faltă recâștigă primăria la cea mai mare diferență față de un contracandidat USL, peste 20%. Ca alianță, Mișcarea Creștin-Liberală e victorioasă și în județ. Un membru PDL câștigă președinția Consiliului Județean. Alegerile parlamentare 2012. La Arad, strategia locală oferă o viziune de unitate națională a dreptei. Aradul are în Parlament 4 aleși ai dreptei, la egalitate cu uriașa coaliție a USL. Pentru toate acestea a fost nevoie de o viziune, de un om care să refuze compromisul, rămânând fidel principiilor dreptei. Prosperitate prin muncă, ierarhie și merit, comunitate. În România vorbim de câțiva ani despre reforma statului. Mai mult, în România câțiva lideri politici curajoși au început deja această reformă. Știm că reforma este imperativă pentru că România este o țară a dezechilibrelor. În 20 de ani, statul social creat fraudulos ne-a împins aproape de faliment. Acum în România, 3 sferturi din resursele statului sunt cheltuite cu salarii, pensii și ajutoare sociale. Iar statul este nevoit să renunțe la investiții, renunțând la viitorul nostru. Până acum, guvernanții au preferat să gestioneze penuria și risipa, iar asistența socială s-a transformat într-un sistem de mită electorală. Administrația publică a creat birocrație, sistemul sanitar a produs 11 milioane de operații într-un singur an, iar sistemul de învățământ a devenit ineficient și neperformant. Știm că aceste lucruri trebuie schimbate. Știm că trebuie să credem cu adevărat în schimbare. Să credem cu adevărat într-un stat puternic, dar discret. Un stat al legilor clare și ferme. Un stat care trebuie să recompenseze doar munca, meritul și inițiativa. Un stat care să ofere comunității șansa de a renaște într-o societate vie. O societate vie a celor activi, liberi, competenți și responsabili. O societate vie care să propună un alt sens al parteneriatului dintre cetățeni și stat. Un parteneriat în care puterea să revină celor onești, oamenilor de valoare, liderilor și profesioniștilor. Acesta este proiectul meu. O societate vie a celor care refuză risipa și statutul de asistat. A celor plini de speranță care construiesc România. E societatea vie în care cred. Societatea vie a celor puternici. A fost nevoie de un lider. Gheorghe Faltă. Experiența victoriilor. Cred că i-am răspuns domnului Bălan cum se poate câștiga în fața USL-ului și cum aveți dumneavoastră în față un câștigător întotdeauna al dreptei și împotriva stângii. Și vă pot spune că am plecat la acest drum nu cu dorința de competiție, ci cu dorința de a da energie partidului, de a arăta ce înseamnă valorile de dreapta, de a vedea ce înseamnă succesul atunci când folosești valorile de dreapta. Proiectul meu se numește Societate Vie. Și aș vrea ca societatea românească să ajungă la acest nivel. Să ai viața ta într-un mediu viu. Să avem economia noastră într-o viață vie. Vă pot spune că m-am bazat întotdeauna pe valorile de dreapta. De aceea proiectul meu pleacă de la valorile de dreapta, la dorința de unificare a dreptei și, evident, să poți să ai în ansamblu, proiectul mare pentru România. Este nevoie de un proiect pentru România pentru că România a avut două mari proiecte.
ambele atinse, dar niciunul al nostru. Intrarea în NATO și în Europeană sunt două proiecte de afară bune, unde ne-am integrat, cu greu, cu mai puțin greu, cu îndeplinirea tuturor condițiilor, cu neîndeplinirea unor condiții, dar proiectul de țară noi nu l-am avut. A doua componentă după cetățean este familia. Noi întotdeauna am vorbit de economie. Economia, statul, ministerele, guvernul. Nu. Familia este importantă și din familie îți faci politicile economice. Dar am uitat să vorbim despre patrie. Am uitat să ne educăm copiii pentru patrie. Iar astăzi cuvântul România, cuvântul patrie, la ceea ce au dus oamenii de stânga, este trecut la și altă. De aceea măcar putem spune că am avut satisfacția că am fost de partea valorilor românești din Europa în 2012. Agresarea României în 2012 a fost dură. Noi am fost de partea bună a lucrurilor. Dar întrebarea este de ce n-am câștigat după aia? După aia de ce am rămas în genunchi? Pentru că oamenii nu ne-au văzut consecvenții. Oamenii nu ne-au văzut crescând în aceste proiecte. Pe dreapta joacă corect. Atunci când îți păstrezi valorile, nu poți să faci schive. În scrimă, trebuie să faci schive. Între bine și rău nu poți fi echilibrat. Între stânga și dreapta nu poți fi echilibrat. Uitați-vă, eu am puterea să nu vorbesc de adversarii de la guvernare. Eu am puterea să vorbesc despre valori. Astăzi toți am putea vorbi anti-USR. Astăzi toți am putea vorbi anti-Ponta. Dar vreau să capacităm nu pe cei care deja sunteți anti-USR, nu pe cei care sunteți deja anti-Ponta. Să capacităm pe oameni de dreapta. Și acesta este proiectul meu. Dreapta unită și capacitate. Mulțumesc!